Deri glații. Cu cine vorbești, mă, acolo? Nu, Alexandra, ăsta e numele serialului. Hai, mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de tot. Deri glații. Ce dracu faci, femeie? Ești chion? Nu vezi că le fac poze? Văd și eu că le faci poze, dar de ce le faci poze? Îi pun la vânzare pe OLX. Hai mă, Mihaela, cum să faci așa ceva? Așteaptă că mă duc să iau aparatul. Du-te. Atențiune! Bună dimineața și vouă! V-aș ruga foarte frumos în următoarele 2 minute să eliberați camera! Haide, let's go, afară! Ce dracu are mă asta, Fidita? Mă, tu dai treabă la biserică sau ceva? Mi-ați promis data trecută că dacă te fac bine și te scap de răceală, o să primesc camera asta, așa că vă rog să ieșiți afară. Mă, asta a mâncat cu olivă stricată? Cine ți-a promis mă așa ceva? Mihaela, acolo! Du-te mă unde ai treabă, că pe mine nu mă dai afară din camera asta nici cu Brad Pitt. Serios? Andreea, du-l încoace! Hai mă, vină încoace! Eu sunt Brad Pitt și m-am apucat de olărit. Oh my god, Brad Pitt, ce faci, iubi? Serios, așa repede te dai bătută? Hai, ia-i dat ea. Pe mine nu o să mă dai afară din camera asta nici cu armata ta de babe. Aha, n-am nevoie de o armată, Cătăline. Andrei, vină pe el! Chiar crezi că Andrei o să mă ia pe mine afară din camera asta? Andrei, ce mai mă faci? Haide, du-l afară. Bip. Băgam ia-și picioarele, păi mi-a mie camera o babă cloanță. Stai așa că mi-o recapăt eu acum. Let's go. Ce nu înțelegi când păstrați distanța? Bă, dar tu ești handicapat cu creierii aia, nu eram prieten, de ce o aperi pe ea? Păi a zis că o să-mi lase și mie camera când vreau să fiu singur cu Florina. Tu te văd, dracu, de aceea. Te pup, Suzeta mea. Uite-te aici la mine că o să recapăt camera aia. Tu crezi că mie mi-e frică de băbăciune aia? Ce-ai zis, mă? Da, fată, da, nu. Ești proastă de dai în gropi. Ți-am mai spus, dacă bei Fanta, nu ești fantastică. Să rămână mamă, dar pleacă de aceea când am rost. Nu pentru verzișori am venit eu la tine. Am venit să vorbim ca doi oameni maturi ce suntem. Ce oameni maturi, Cătăline, tu încă mă chem noaptea cu tine să faci pișu. Păi dacă mi-e frică de tata, uite-te la el. Hai mă, zi repede ce vrei, lasă-mă cu tacto. Spune-mi și mie, te rog, cum o dau pe mamaia afară din cameră. Mami înțelege, nu are cum să stai acolo în cameră, e camera mea. Mă, dar de ce vrei tu atât de mult camera aia? Nu vrei să dormi în balcon cu Petra? Viorel, mai adus și mie o pătură, că mi-a degerat cucuruzul. Nu e vorba de dormit, dar am eu ceva acolo secret și mamaia nu trebuie să afle. Dacă iar ai legată pătură ta de calorifer, Cătăline, ne supărăm rău de tot. Nu e asta, dar... Am niște reviste cu fete de ochiate. Dacă află măta mare că ai așa ceva în cameră, ai aduce pe popa în coa. Cătăline, descurcă-te, eu nu mă bag. Haide măi, Brad, vină încoace sub masă. Mă, Florina, nu înțeleg de ce vrei să mă bag sub masă. Hai mă încoa, să ne iubim amândoi sub masă. Tu vrei să intru cu tine sub masă ca să ne cotrăci. Du-te. Da, Cătăline, ce? Am fost să mă tund, îți place? Zici că te atunci cu mașina. Păi cu mașina m-a tuns. De tocat carne. Hai, lasă-mă tu cu miștourile. Ia fi atent aici. N-am mărunt. Tu ești expertă în răzbunare. Spune-mi cum să mă răzbun pe mamaie. Cum să iau camera înapoi. Că văd că pe tine te doare în cur. Da, sunt o scorpie. Și eu ce câștig? Dacă nu mă ajut, îi spun o tata că e Brad Pitt după canapea. Eu sunt Brad Pitt și m-am apucat de olorit. Bă, dar țigan ești, mă. Bine, hai că te ajut. Fii atent. Slăbiciunea lui mamaie numărul 1 e Mirela. Atât îți spun. Aha, deci. Mirela. Eu am uitat de Mirela. Îmi spune și mie cineva de ce ne-am strâns toți aici? S-a apucat Alexandra de sală.
Vezi, mă, fată, că ți iese fierea pe nas. Da, hai, gata, gata, liniște, liniște, că avem un musafir. Ce faceți, mă, bulangilor? V-a fost de mine. Tu că urpești. Ha, Mirelă, ce faci, Mirelă? Hai, calmează pe dracu, Mihaela, că n-am chef de poze azi. Eu am chemat-o pentru că voi sunteți incapabili să-mi dați camera înapoi. Da, 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 da. Hai, hai, du-te, du-te, du-te și eu la umor. E două fără din camera, du-te, du-te. Hai, bă, pule frici, nu te mai alarma așa. Am făcut un plan, fiți atenți aici la mine. Ne include și pe noi? Da, te include și pe tine. Dar trebuie să fiți toți atenți la mine. E un plan foarte bun. Ai auzit, Stafidito? Pregătește-te că venim. Serios? Mamă, ce zi norocoasă! Hai, hai, hai să dansăm împreună! Hai, hai, vino aici, vino aici! E o petrecere aici! Haide, haide! Închidem ușa ca să rămânem doar noi doi singurei, sufletul meu! Eu nu pot să cred că asta chiar se întâmplă! Acum mă pupi? Da, te pup, dar nu vrei să-mi dai mie bâta ta ca să mă simt mai în siguranță? Bâta? Da, da, iau, iau, îți dau și pe mama dacă vrei! Mulțumesc, mulțumesc! Ești un băiat foarte... libidinos! 3, 2, 1! Acțiune! O, dar vai, Mihaela! Ce proteză frumoasă ai! Cred că ține foarte bine șoldurile, nu? Da, e o proteză foarte bună! A fost și ieftină! Mă duc acum să o pun în sufragerie! Sper să nu mă urmărească nimeni! Rafa, ce proteză ți-ai luat tu? Iafa, ia, unde e proteza asta frumoasă? Acum, Mihaela, acum! A trecut de babă! Ce dracu are mășa asta? Să rămână la oaie! A trecut ceva timp. Bă, deschideți-i și mie! Ia vină tu până încoace! Bă, deschideți-i și mie! Bă, 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 deschideți-i și mie! E a dracu de babă cu tu mie! Potoroanță, babă proastă ce ești? Băi, Mirelă, ce să zic? Ești o salvatoare cu pața șperciunii tăi. Am făcut și ce-am putut, Cătăline, dar știi că sunt genială și superbă și sunt și frumoasă și deșteaptă, dă-mă dracu. Dacă tot ai venit până aici și m-ai ajutat și ești de treabă și ești și frumoasă, du-te dracu, n-ai vrea tu să rămâi aici o perioadă? Normal că rămân! Iuhu! Păi, ce să mai, e oficial! Hai să dăm noroc și eu îți urez bun venit în familie, Mirelă! Auzi, dar așa din curiozitate, cu mamaie ce ai făcut? Să zicem că am pus-o puțin la răcoare, dacă știi cum zic. Hai, păi, Petre, du-te, dracu, dă-mi și mie un pic de plapumă! Dacă mai bași piciorul sub plapumă, să fii tu la dracu dacă nu te rup pe balcon! Ia, dracu, Mirelă! Da, ați auzit bine. Mirela o să rămână cu noi în viitoarele episoade, sezoane, seriale, cu metrii, botezuri, nunți, mormântări. Să sperăm că nu. Dacă vreți voi și dacă vă place de mine, vă aștept pe Instagram, z.cătălinionuț. Dați-mi un follow acolo. Vă răspund pe la story, ne împrietenim. Eu, Caterinca, continuă. Hai da!